Bună seara, dragi iubitori ai sportului alb, tenisul. Mă numesc Cristian Tașcu, sunt antrenor de tenis de câmp și în această seară vom discuta despre tehnica loviturilor în general în tenis. Mă refer aici la loviturile de bază, la cele trei: lovitura de forehand, lovitura de backhand, fie executată cu o mână, fie cu două, și serviciul. Câteva lucruri asemănătoare, da? Asemănări între aceste trei lovituri. Astăzi mă voi rezuma la momentul impactului cu mingea. Chiar am primit câteva întrebări, chiar și de la clienții mei, da? De la studenții mei, cu privire la modul corect de a executa respectiv lovitura de pe partea dreaptă. Modul în care este bine să luăm contact cu mingea, cât de în față, sigur la ce înălțime, dar mai mult decât atât, dacă este bine să se execute lovitura cu întreg membrul superior întins, da? Deci cu brațul întins din cot, sau ușor semiflexat, sau chiar flexat mai mult când cotul este apropiat de corpul nostru. Chiar am văzut jucătoare și jucătoare de top și jucători care lovesc ceva mai apropiat, zic eu, mai înghesuit în termeni tenisistici. Dumneavoastră o să vă dați seama care este execuția cea mai bună, cu brațul întins sau cu brațul îndoit. După părerea mea, este bine să loviți mingile pe cât posibil cu brațul întins. De ce întins? Deoarece dacă este brațul întins, automat mingea se lovește în fața corpului, mult în fața corpului, în fața șoldului, da? Nu în dreptul șoldului, este bine să se lovească în fața șoldului, dar priviți și în acest unghi, să avem și o lateralitate față de corp, da? Să degajăm mingea, să fie spațiu între momentul impactului și corpul meu. Da? Mai folosesc un termen și îmi place să folosesc acest lucru. Le spun elevilor mei să extindă în momentul impactului cu mingea, să extindă brațul cu racheta chiar și după momentul loviturii, din momentul loviturii până în capătul mișcării, să brațul să rămână extins până la ultima parte a execuției. Ca să vă dați și dumneavoastră seama cum este mai bine, facem un simplu experiment. Data viitoare, când veți ieși pe terenul de tenis și veți lovi câteva mingi, vreau să țineți racheta de partea superioară a mânerului, da? Foarte aproape de gâtul rachetei, și să loviți câteva mingi. După care să așezați mâna ceva mai jos pe rachetă și iar să loviți câteva mingi. Și o să sesizați, faptul că forța crește odată cu modificarea mâinii spre capătul rachetei. Da? De ce? Pentru că folosind întreaga lungime a rachetei, întreaga lungimea brațului forței, da? Veți aplica o forță mai mare. Astea sunt niște legi ale fizicii, le puteți studia dumneavoastră mai mult, eu nu doresc să vi le explic acum în acest moment. La fel este și când loviți cu brațul întins, da? Când lovitura are amplitudine. Deci este mult, mult mai eficient și mult, mult mai bine să loviți mingea în fața corpului cu brațul întins, cu întreg membrul superior întins, în extensie, da? Folosind întreaga amplitudine a brațului. Mai mult decât atât, vreau să fac o paralelă între servicii lovitura de pe partea dreaptă, chiar și servicii lovitura de pe partea stângă. Sunt oarecum anumite asemănări între ele? Da, sunt. Mă refer aici strict la momentul impactului cu mingea. Cred că toți sunteți de acord, și
unii dintre voi nici nu v-ați pus întrebarea, pur și simplu ați acceptat așa cum este, în momentul la serviciu, în momentul loviturii, brațul, întreg brațul, corpul cu racheta să fie în plină extensie, da? Corpul dumneavoastră să fie întins complet. Este adevărat? Este bine să fie așa în momentul lovirii mingii din serviciu? Sigur că este bine. Repet, cu brațul întins, nu cu cotul îndoit, da? Nu cu brațul îndoit. Automat o să simțiți că aveți forță mai mare. Și acum revin de la servici la lovitura de pe partea dreaptă. Oare nu se aplică acest principiu? Cu cât lovești mingea de mai sus, respectiv, cu cât lovești mingea mai lateral față de tine și mai în față, vei avea forță mai mare. Ba da, este același lucru. Deci, este bine, dragi privitori, să loviți mingea cu brațul în plină extensie, extins în față, câștigând un plus de forță, control și cu siguranță veți avea și un consum mai redus de energie. La fel este și în cazul loviturii de pe partea stângă, da? Backhand-ul, fie că executat cu o singură mână, fie că executat cu două mâini, în momentul loviturii, brațul este complet întins, da? Din articulația cotului, da? Din cot. Este complet întins, iar după lovitură, da? Lovim mingea în față, brațul cu racheta încă își continuă drumul spre partea opusă, spre partea dreaptă, tot întins. Da? Astfel vom aplica o forță mult mai mare mingii. La fel este și în cazul loviturii de pe partea stângă, executate cu două mâini. Aici poate să fie o mică diferență. Este o mică diferență. În momentul loviturii, mâna stângă, de data asta mâna dominantă, atenție, da? Pe partea stângă, mâna dominantă, va fi întotdeauna pe cât posibil întinsă în momentul impactului cu mingea. Mâna dreaptă, mâna nedominantă de data aceasta, poate să fie ușor îndoită din corp. Eu prefer să le zic jucătorilor să lovească în momentul loviturii, să aibă ambele brațe întinse, da? Extinse, după momentul loviturii, mâna, întreg membrul superior stâng, da? Să își continue drumul în față, în plină extensie, iar după care coatele se vor îndoi și vor rămâne ridicate până când mingea trece pe partea cealaltă a terenului, da? Să terminăm întreaga mișcare cu amplitudine maximă. Sper că a fost un episod destul de interesant, da? Am explicat aici dacă este bine să se lucrească cu cotul doit sau cu cotul întins. Dumneavoastră ați simțit și cu siguranță îmi veți da dreptate, dar este bine să se lovească cu brațul întins. Vă mulțumesc pentru atenție și țin la aceste lucruri și anume vă rog să îmi trimiteți niște comentarii sau întrebări, nelămuriri, astfel încât eu pot să, pe baza acestor lucruri, pe baza acestor întrebări, pot să creez noi videouri. Sper să vă fiu de folos. Vă doresc o seară plăcută, mult succes în meciurile care urmează sau în antrenamentele care vor urma. Toate cele bune, pe mai târziu.